Cadrele didactice din România au intrat luni începând cu ora 8 în grevă generală, fiind nemulțumite în special de salariile pe care le au. Aceasta s-a extins și a continuat și în ziua de marți. Peste 150.000 de profesori și peste 70.000 de angajați din școli, personal didactic, auxiliar și nedidactic, din totalul de 299.000 de profesori și angajați în școlile din România, au intrat în prima grevă generală pe termen nelimitat, după cum au anunțat sindicatele. Una dintre solicitările cele mai importante se referă la majorarea salariilor personalului din învățământ. Astăzi, personalul din sistemul de învățământ din România a declanșat grevă generală pe perioadă nedeterminată datorită faptului că actualii guvernanți refuză să poarte un dialog sincer cu reprezentanții sindicatelor în ceea ce privește soluționarea revendicărilor avute de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic din sistemul de învățământ din România. Referitor la revendicări, aș aminti creșterea investițiilor în sistemul de învățământ din România, atât în baza materială cât și infrastructura școlară, având în vedere faptul că încă există școli în țară care nu sunt racordate la canalizare și la sistemul de apă, există școli care nu sunt conectate la internet, există școli în care încă se scrie cu creta pe tablă, neapărând încă tablele interactive. De asemenea, plata orelor suplimentare efectuate de către personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, creșterea salariilor personalului din învățământ, conform, să zic așa, salariul minim al debutantului, să fie egal cu salariul mediu brut pe economie, corelarea salariilor din sistemul de învățământ cu rata inflației, respectarea legislației în vigoare și a contractului colectiv de muncă în ceea ce privește decontarea navetelor, remunerarea în bani a concediului de odihnă neefectuat de către personalul de conducere. Pe toată perioada grevei, persoanele aflate în grevă trebuie să fie prezente în unitatea școlară, nu efectuează niciun fel de ore de predare-evaluare, ci doar asigură ca bunurile școlii să fie în condiții foarte bune. Personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar aflat în grevă, de asemenea, sunt la locul de muncă, fără a presta niciun fel de atribuție în domeniu. După negocierile eșuate de duminică, guvernanții au înaintat luni o nouă ofertă pentru sindicatele din educație. Ministerul Educației a anunțat că se lucrează la actele normative care să permită salarizarea personalului nedidactic conform grilelor de legislație care ar însemna o creștere de 9%. De asemenea, se vor acorda stimulente pentru profesorii debutanți și pentru cei din zonele defavorizate. La nivelul școlii suntem 100% în grevă și asta ca urmare a tuturor demersurilor făcute până acum și din cauza faptului că nimeni nu a răspuns solicitărilor noastre și astăzi ne aflăm în situația în care nu avem elevi în școală, clasele sunt închise, cadrele didactice sunt în școală, dar nu desfășoară activitate. Din păcate, chiar dacă am tras semnale de alarmă pe parcursul întregului an școlar, începând din decembrie anul trecut, continuând cu pichetări și la nivelul județului și la nivelul capitalei, fie că vorbim de autorități, fie că vorbim de Ministerul Educației, totuși nimeni nu a vrut să ne asculte, să vadă care sunt problemele și să găsim soluții împreună. Acum ni se aruncă totul în spate, gândindu-ne la copii, dar de fapt constatăm că profesorii încă o dată trebuie să cedeze tot ei. De 18 ani nu a mai fost o grevă generală și lucrul ăsta spune multe. Și universitățile sunt solidare cu protestul. De la ora 11 la ora 13 va fi grevă de avertisment, depinde de fiecare universitate în parte. Vor fi aproape 10.000 de salariați care vor protesta. Greva generală începe cu numai o lună înainte de evaluarea națională și bacalaureat, în care sunt implicați peste 300.000 de elevi. Totodată și încheierea situației școlare este incertă.